Bine v-am găsit, prietenii, la Bunicul Măcelar 2. Astăzi vom scăpa pe ușa aia principală în sfârșit. Știu că în episodul anterior v-am promis același lucru, doar că ați văzut și voi cât de greu este să faci treaba asta. Sincer, nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Știam că e greu, dar nu. Este insane de greu să scapi pe ușa principală și astăzi vă voi învăța eu cum să faceți asta. Veniți aici frumos, îi dați la ăsta mare baștârcă, îi luați card ID-ul. Aici, până aici, probabil știți toți, pentru că așa se scapă și prin tunelul secret. Asta e a doua metodă de a scăpa de bunicul măcelar din închisoare și nu doar că scapi, foarte mult mai ajută la ceva. În momentul în care scapi, alertezi poliția, pentru că da, chiar mă ajută un polițist să fac treaba asta. Vă arăt eu imediat despre ce este vorba. Oh, salutare frate, ce zici? Da, nu cred că voi scăpa de bunicul măcelar. Trebuie să ajungem noi la un polițist, dar nu prea pot pe aici, pentru că m-a blocat în zona aceasta. Și dacă vine aici, eu sunt rip. Să știți încă de pe acum. Da, cred că vine sus. Mai bine mă ascund. Deci, vom reuși să alertăm poliția după ce vom scăpa pe ușa principală. Pentru asta avem nevoie de ajutorul lui Andrew. Chiar acum trebuie să mergem la el, gardianul. De fapt, el este polițistul care ne-a ajutat în bunicul măcelar 1 să îl capturăm pe bunicul măcelar. Și vom alerta poliția după ce scăpăm împreună cu gardianul, polițistul Andrew. Și o să-l dăm pe mâna poliției, Doamne ajută, sper, pe bunicul măcelar. Like-ul blană, subscribe-ul blană, neapărat like. Cel mai important e like-ul, asta îmi demonstrează că mai vreți episoade și o să vă mai arăt ceva secrete în episodul următor legate de bunicul măcelar 2, dacă vreți. Dar să fie foarte, foarte multe like-uri și o să apară foarte repede după episodul. Un follow și pe Instagram, nocif.insta, aș aprecia enorm. Acolo pun eu poze cu mine din viața reală, toate alea. O să fie interesant, așa că dacă vreți, vă aștept acolo și cu un follow. Bun, iar vine bunicul, am înțeles, o tras după mine și nu m-a nimerit. Bun, măi, unde am pus eu CD-ul, sunt curios. Sau, a, n-am CD-ul, ce paletă sunt, CD-ul probabil mi-l dă doar Andrew dacă e să mi-l dea. Dar, fără grijă, prieteni, intrăm prin partea din spate. Va trebui să facem rost de aici, de pe aici, din zona aceasta și de acel praf, să vedem amprentele bunicului măcelar de pe cifrul acela secret. Dar acum tot ce trebuie noi să facem este să vorbim cu prietenul nostru drag și scump, Andrew. Acum ne explică faptul că el a fost polițistul din bunicul măcelar 1 care ne-a ajutat să-l capturăm acum câțiva ani și că ne va ajuta și acum. Doar că e cam fricos și ne pune pe noi să facem toată treaba aia murdară. Nu-i nimic, Andrew. Ești fratele meu, ești la inimioara mea și voi face totul pentru tine, frate. Vom scăpa împreună, îți promit. Mi-a dat mare clește, Andrew. Mă, ar trebui să fie destul de bunicel cleștele. Aici suntem la infirmierie, unde, după ce deschid eu geamul ăsta și după ce pun o rotiță aici, voi putea deschide grilajul, pun ceva cearceafuri și mergem să luăm una din cele două chei care ne ajută să deschidem ușa principală. Bun, Andrew stă acolo ascuns. Da, probabil pe aici cam atât. Hai să verificăm și în zona asta. Deși, opa, a, mi se părea că e ceva înăuntru. Deși nu cred că poți găsi, mă, chestii. Adică nu cred că poți găsi chestii în în dulapurile astea, știi? Bun. Aici un porcalete. Ok, aici un veceu. Dar nu-mi trebuie mie. Bă, ce? What? Ok, știi ce? Vreau să-i dau mare bucată lui bunicu. Bă, ce? Sincer, a fost cea mai ciudată chestie ever. Mă, ce se... What? Mi-o închis ușa, mi-o dat mare schem, am tras cu aia, tot n-am putut. Bă, ce mi-o făcut în timp ce se ușura. Toate astea în timp ce se ușura. Doamne. Mă, e prea insane ce s-a întâmplat acolo. Cum scap și eu de aici? Că văd că n-am ăla să-l dau. Sau poate pe aici băgat? What? A, poate singura ieșire momentan ar fi asta, nu? Da. Bun, trebuie să le știi pe toate. Asta e faza. Da, am încercat și eu să fac o șmecherie, să facem un pic aterincă. Da, bunicul și-o cam bătut joc de noi. De ce să vă mint?
și o cam bătui joc. Cam grav. Și pentru asta mă cam enervez. Oare unde era toaleta aia aici, nu? Dacă e tot la baie. Nu-i. Măi, tot la baie. Mă, și nu pățește nimic? Ăsta e invincibil? What is this, prieteni? Mă, nu pică! What? Ok. Cred că avem o problemă. Sper să nu ia el shotgun-ul, Doamne ajută. Este că-s traumatizat, nici nu mai știu unde trebuie să merg. Cred că era bine acolo, da. Dacă stau bine să mă gândesc acum, era bine acolo. Dar, hai să las eu ăsta aici. Îmi amintesc eu de el, sigur. Și vreau să mergem. Stai că nu, sunt foarte debusola la ce s-a întâmplat. Mă, cum? Nu era baia aici? Ok, cred că e cam jale ce mi s-a întâmplat. Bine că am putut ieși. Doamne. Ok, aici e baia, bun. Îmi trebuie ăsta neapărat. Dă-l o dată aici. Ok. Urcăm aici. Și aici ar trebui... Nu. Aolo. Nu. Ok. Zi-mi, te rog, că am timp să mă ascund. Mersi. Ăla-i. Pa, pa. Dacă vine aici... În... Băi, greu, măi, prea greu. Uite-te cât de insane mă prinde. Din motive inumane. Că stă la budă și invincibil. Dau cu pietre în cap, nu pățește nimic. Jocul ăsta uneori e prea de tot. La anumite faze e prea de tot, pur și simplu. Nu pot, mă... The brain damage. Ok. Iar e aici. Mă, ăsta-i tot timpul aici. Hai, lasă-ne. Bun, scările sunt pe partea asta. Și aici la office va trebui să venim noi cu ăla. Cu codul. Ia vedem ce avem noi pe aici. Nimic. Cum, mă, nimic? Ok, CD-ul e acolo măcar. Pe aici nu pot intra. Atunci îmi voi lăsa eu cleștele aici. Și încerc să mă duc jos după pudră. Ca să intrăm acolo cu codul secret, știi? Cam ăsta e țelul. Bun. Ok. Hai că suntem bines. Suntem bines. Lăsasem eu ăla undeva în zona asta. Doamne, cât mă plimb. Încercați să învățați și voi locul. Că și eu îmi dau toată silința, dar uneori mă pierd. Dar aici suntem bines. Ok, nu suntem bines. Nu trebuie dincolo. Iar aici pe dreapta, bine mă, hai că am învățat. Sper să nu fie bunicul acolo. E bunicul la office? Nu-i. Bun, acum să vedem cât noroc am. Pentru că dau cu ăsta. Și acum văd unde o pus bunicul mâna. Asta vedem noi aici, dai, vedem amprentele. Și atunci avem, hai să vedem, 3, 6, 360, nu-i. 306. Nu-i. 630. Nu-i. 603. Nu-i. 063. Nu-i. 03. Exact ultimul, nu pot să cred. Wow. Ok. Aici trebuie să tăiem repede. Și avem control PES-ul. Dar eu o să fiu un pic mai insane. Mamă, ce m-am speriat. Bun. El e bunicul, e acolo, dar l-ați auzit, ok? O să mă duc cu ăsta la laundry. Acolo, jos, pam, pam, ieșim pe aici. Pentru că acolo mai putem tăia încă unul și am rezolvat totul cu cleștele. Că dacă nu-i prea mare nebunie.
Hai să vedem aici, nu e aici. Tot așa, într-o zonă din asta, într-un colț. De asta, mai bine mă duc așa printre colțuri și eu găsesc, uite, gata, am găsit. Trebuie să fie undeva aici. Cum e închisă, what? Astea sunt închise? Nu prea are sens. Nu e acolo aia cu... Ha? Măi, pe unde intrăm noi? În zona de spălat rufe. Wow, asta mă șochează un pic. Ok, aici e zona vestiarelor. Să vedem dacă găsim ceva. Aici putem găsi o cheie sau ceva. Rusty key-ul ăla poate să fie pe aici, dar nu-i. Normal că nu-i. Aici nu putem intra. Pe unde... Ce are, mă? Pe unde se ajunge, ce zici, fratelo? Pe aici se ajunge. Bun. Păi și cum e, mă, închis? Prin ce altă parte se intră, că nu înțeleg. Trebuie să merg eu pe nebunia aia, mă, de sus. Acolo trebuie să ajung eu undeva. Și trebuie să merg prin tunelul ăla, cred. Dar până acum nu trebuia, zici, un pic ciudat. Doamne, cum îmi spuse blocajele alea, nu înțeleg nimic. Salut, prietene, ce zici? Putem noi să ajungem undeva pe aici? Nu. Pot doar să mă ascund și mă prinde acum, probabil. Sper că nu. Bun, ne continuăm aventura, împingem porcul ăsta la o parte și sperăm că o pleca bunicul. Dar cum ajung eu? What is this? Mamă, câte camere sunt despre care nu știu nimic. Mi se pare ciudat rău de tot. Sunt prea multe. Care-i, mă, treaba cu camera asta? Nu-i nimic aici. Ok, și aici ce-i? Aici suntem la celule și... Opa! No! Am găsit acolo cutter-ul. Să nu uităm cutter-ul la celule. Bun, pe aici nu știu dacă putem găsi ceva, putem trage apa. Da. Și acum pe unde ieșim? A venit bunelul, mă. A venit prietenul nostru drag și scump. Ok, acum unde sunt? Mamă, nu pot să cred. Ok, cum scap eu de aici? E și porcul și e și bunicul. Dacă scap de ei, sunt zeu. Doamne, nu știu pe unde să merg. Mă, ce se întâmplă? Nu știu pe unde ies. Sunt prea mulți porci, prea multe... pe jos era, mă, da. Faolo. Bun, m-am ascuns. O să scap de el. Trebuie să ajungem cumva să... N-ai cum să știi că s-a aici. What was that? Asta m-a panicat un pic. Trebuie să recunosc. Ok, acolo avem o pătură. Ia uite-l pe bunicul nostru preferat. Nu mă lasă în pace o secundă. Tocmai am reușit să deschid acolo la... Cum îi zice, măi, unde-i speli hainele, gen? La spălătoria de haine. Dar nu mă lasă să în pace o secundă, frate. Din nou suntem pe la pușcărie. Ok, hai să vedem. Dacă dăm un ocol așa, poate mă lasă. Aici electric chair-ul, nu ne interesează. Ia uite shotgun-ul. Din nou nici ăsta nu ne interesează. Pam, pam. Bă, oare scăpăm noi vreodată de ăsta? Nu știu, mi se pare greu. Sunt atât de multe chestii de făcut. În sfârșit termin și cu cleștele. Pentru că trebuie să le iei logic. Dacă nu le uiți le... Ai bă, lasă-ne. Pe bune, faci troll. Adu-te că îi fac schemă, nu mai pot. Hai frate, hai. Și așa n-ai shotgun-ul ăla, hai. Deși e aici, poate le va lua. Dar să sperăm că nu. Hai mă frate, odată vino, hai. Aici sunt. Shotgun-ul lui, cred că e chiar pe aici, pe undeva.
Bun, l-am pierdut cât de cât. S-ar putea să mă vadă din nou, dar nu mă interesează. Nu, nu m-au văzut. Ok. Acum pe aici intrăm să tăiem în sfârșit ăsta. Unde-i? Aici este. Bam, 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 bam. Hai. Tăim o dată și toil. Pe bune pentru asta? Wow, șocant. Șocant de-a dreptul. O să punem lângă asta la altă, că avem două aici. Să fie cât de cât una lângă alta. Și ne continuăm aventura. Aventura strigațiura. Aici ieșim afară. Bun, nu ne interesează. De aici... Mamă! De aici luăm cutter-ul, care e foarte folositor. Să nu uităm de el. Aici iar ăsta. Mă, ce naiba? Oare fi ceva pe aici? E destul de ciudat să nu fie absolut nimic. Luând în calcul faptul că, băi, o zonă greu accesibilă. Să nu fie chiar nimic aici. Nu știu ce să zic. Dar chiar nu e nimic. Ce ciudat. Ok. Pe aici am fost. Bunicul cred că e jos, da. Are și shotgun-ul din păcate. Nu-i nimic, așteptăm să urce. Și noi sărim... Ah, ok. Ok, nu știu ce a fost asta. I-a lăsat și bunicul, i-a lăsat și porcul în pace. Eu uite încă o de-aia aici, ok. Deținut minte că mai avem încă un cearceaf acolo. No. No. Ok. Safe. Hai că n-ai cum să știi că s-a... Cum o știu, mă, că nu m-au văzut? Chiar nu pot să înțeleg cum m-au văzut acolo. Pe bune că nu pot să înțeleg. Dar în fine. Cred că nu terminăm nici acum. Wow, 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 wow. Șocant, șocant. De-a dreptul șocant. Și fiți atenți aici că am sărit odată și am murit. Dar nu înțeleg de ce. Probabil am sărit exact la fel. Ce Dumnezeu, mă trebuia să sar pe cutii probabil. Dacă eu reușesc astăzi să scap, bine, oricum, dacă vedeți video-ul ăsta înseamnă că cel mai probabil reușesc, pentru că am promis că voi reuși. Dacă nu, va fi un alt fail care nu va apărea niciodată pe YouTube. Yay! Bun, punem din ăsta acid să se distrugă clanța. Ok, am pus unul. Și mai trebuie să fie unul. Dar nu știu pe unde e ascuns. A, uite-l, gata. Salutare. Mă, dar schimbă locația atât de des a itemelor de... Nu știu, nu poți învăța unde sunt itemele, știi? Că tot timpul sunt în altă parte. Bun, la WC-ul ăsta îi ceva? Nu-i. Ok. Hai să ne chilluim și să jucăm cât mai safe posibil. Mai bine nu mă mai ascund, sincer. N-am ce căuta aici. Vreau să învăț și eu odată pentru totdeauna unde sunt WC-urile alea în care eu nu intru niciodată. Nu cred că sunt aici, cred că sunt aici undeva. Aici e WC-ul bunicului. E lipe la WC-uri. Încă eu nu am luat asta, dar înăuntru nu știu dacă am ceva atât de important. Ar trebui să o folosesc și pe aia. Sus nu cred că... Sau... Ba da, mă, poate aici sunt bă... Da, aici sunt băile. În băile astea putem găsi multe chestii interesante. Dar eu nu prea intru în ele, nu știu de ce. Nu ajung cumva. Tot timpul dau skip aiuria. Ok, și mai e baia femeilor. Nimic aici. Nimic, nimic. Ah, sal! Ha! Ce naiba! A fost o femeie care a fost prinsă în toaletă. Dar deja toalete n-avem nimic. Bun, bine de știut. Aici sus nu cred că mai avem altceva oricum. Nu, cred că mai găsim noi nimic pe aici. Ok. Acum hai să vedem unde trebuie să ne mai întoarcem. CD-ul și keycard-ul. Hai să mergem să le luăm. Keycard-ul ăla e important. Ok, sper că nu-i blocat pe aici. Da, nu-i blocat. Bun, dacă nu-i blocat înseamnă că putem urca direct. Mergem. Ok, nu suntem bine. Era mai sus? Nu, că aici e acoperișul. Nu, mai aici e ăsta. Tot încurc mereu.
Ok, probabil bunicul e pe aici pe undeva. Da, sal, bunicule. Well. Dăm un ocol rapid. Și aici, dincolo. Doamne, s-a atât de la fel în clădirile astea. Sprea de tot, mă. Te șochează. E printre singurele jocuri care îmi dau atât de mult brain damage. Nu știu unde sunt, pur și simplu. Ok. Nu cred că voiam să fac asta, dar iar e bunicul acolo. Ai, ai, ai. E peste tot, pur și simplu. Pur și simplu e peste tot. Chiar n-ai cum să o dai cu el. Ok, aici voiam să ajung la office. Și am un CD-ul aici, bun. În rest nimic altceva. Dar au. Aici mai avem keycard-ul. De fapt, control PES-ul, cu ajutorul căruia deschidem noi ușa principală, adică gen ușa securizată. Adică pe asta. Bun. Ok, aici trebuie să punem noi cele două chei. Și aici unde mergem? What? Am deschis ușa asta acum, ce tare. Pun acolo gloanțe. Probabil prin astea nu găsesc. Nu. Wow, bine că am deschis-o pe aia și știam de existența ei. Ok, acum unde? Stai că vine ăsta după mine. Avem păturile, avem CD-ul, dar n-am găsit încă, de exemplu, uite, cheia. Mă, hai să o luăm pas cu pas, să verificăm tot. Deci o luăm de sus în jos, ok? Aici știu clar că nu mai am ce găsi. Chiar nu mai am ce. N-ai unde să mai găsești ceva. Bun. Așa, bun. Mai jos. Bunicule, dacă vii acum, înnebunesc. În zona asta nu pot intra. Aici pot intra. Sunt vestiarele. Ok. Vezi că aici cred că găsesc eu cheia aia ruginită. Pe aici trebuie să fie. Dacă nici aici nu îi. Da-o, bă. Mă, frate, unde ar putea fi? Să mă uit super atent că poate nu o văd eu, știi? Doamne, cât de greu poate să fie jocul ăsta. Știu și ce iteme îmi trebuie și tot nu le găsesc. Bun. Aici am verificat. Ok, bun. De aici putem lua CD-ul, să-l ducem jos. Să știm o treabă, dar în rest nu mai găsim nimic aici. Astea nu se deschid ele degeaba, trebuie verificate. Ok, bun, nimic pe aici. Hai să le verific, na, ce să zic. Ok, pe masa asta nu e absolut nimic. Trebuie să te uiți în detaliu, în detaliu, la cel mai mic detaliu posibil. Bun. Perfect. No, aici am verificat tot și prin băi. Mă mai uit toată prin băi. Dar nu are ce să mai fie. No, no și no. Ca să elimin cu totul, știi? Că altfel n-ai cum. No, no. Mă, să fie undeva pe după ușă ceva, nu știu. Bun. Și aici este clean. Perfect. Mai jos. Aici putem da de nebun. În camera asta îi ceva. Nu. Nu, nu, nu. Bun. Pe aici nu putem, aici nu-i nimic. Acolo e bunicul, ok. În camera asta poate fi ceva, că nu știu. Nu. Bun. Totul e bine și frumos. Perfect. Jos. Ce putem găsi noi jos? Nimic. Nimic, 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 ok. Aia nu se deschide. Am înțeles. De jos nu-i absolut nimic.
Bun. Clădirea asta e aproape gata, verificată full. Aici ne mai uităm o dată. Sunt doar gloanțe. Astea le-am deschis toate, nu-i nimic. A venit bunicu. Ok. Bun, hai să mergem să lăsăm CD-ul. Cât de insane îi, bă, nebunesc. Ok, lăsăm aici CD-ul. Bom. Cutter-ul nici nu mai știu unde l-am pus, că parcă l-am găsit. Nu, mai știu ce. L-am pierdut, gata, când m-a prins el. Să ne aducem aminte de cutter, că e acolo. Perfect. Intrăm din nou aici și aici ne prinde. Aici nu merge. Bun, stai să fiu sigur că am terminat cu clădirea aia. Bun. Aici am verificat tot. Perfect. Aici nu știu dacă m-am uitat pe partea asta la altă. S-ar putea, bă? Nu. M-am uitat și pe aici. Gol. M-am uitat. Bun. Așa. Mai verificăm ăsta. Nu-i nimic nici aici. Ok. Deci toată asta e verificată full. Mă, full. Partea de clădire de unde începi. De unde sunt vizitatorii. Acum o luăm pe asta. E bunicu sau nu-i bunicu? Nu-i. Ce am luat? Nici nu știu ce am luat. Mă, ce cheie am luat? Track key. Bun. Ok, avem cheia camionetei. Oare să o folosim acum? Bă, mai bine nu, că după aia e tot... De fapt, bă, poate trebuie că... Dar nu că mi-e frică de porcul ăla. Mai bine după. Că eliberez porcul și jale. Nu te mai poți mișca pe aici. Lăsăm cheia acolo. Trebuie să mai luăm noi o... Cheie de pe aici. Bun, de fapt nu-i cheie, e cutter-ul. Ok. Lăsăm cutter-ul ăsta aici. Perfect. Avem tot mai puțin cheia ruginită. Ăsta nu merge deschis. Bun. Suntem bine. Hai că încep să joc tactic. Deși faza e că nu mai pot muri de prea multe ori. Cred că o dată mai pot. O dată sau de două ori, nu sunt sigur. Bun, cred că o singură dată mai pot muri. Aici nu ai ce să mai iei. Perfect. Acum va trebui să luăm dita mai clădirea asta la altă. L-a verificat. Să luăm pe nivel. Aici ia să vedem. Trebuie să găsim noi cheia ruginită, prieteni. Dar nu o găsim, bă. Unde ar putea fi? Șocant. Aici nu-i nimic. Bun. Acolo nu avem acces. Bun. Aici, ia. Nimic. Aici e WC-ul. Unde s-ar putea să fie el? Aolo. Mama e, ajutor. Ok. Am găsit cheia ruginită. Acum, cred că putem să ne facem treaba dacă nu dau de bunicu. Vom elibera porcul, adică o vom elibera pe șniții, prieteni. Să vedem, să sperăm să nu fie prea nebună, pentru că de obicei este. Și cred că trebuie să-i dau o bucată cu shotgun-ul ăla, cred că asta e ideea. Dar s-ar putea să mă pună jos. Bun. Deci el nu are shotgun-ul, ceea ce e important. Unde și-o fi lăsat shotgun-ul? Asta e întrebarea. Cred că la baie, bă. Că de obicei pe la baie și-l lasă. Și atunci, dacă fac rost de shotgun, cred că pot să o cumințesc automat pe jniții. Că acolo am mari probleme. Bam. Dă-i direct jos. Avem cam toate itemele necesare pe acolo. Mă duc la baie să văd dacă și-o lăsat ăsta sau nu. Mamă, vine aia după mine. Dacă și-o lăsat ăsta sau nu, shotgun-ul. Da, mă, da, mersi. De treabă, bunicu. De treabă, bunelu. Pam, pam, trebuie să fie și el pe aici, pe undeva, bunelu.
Sau nu? Ok, bun. Trebuie să-mi las shotgun-ul undeva aproape. Că va fugi instant șniții după mine. Uite, undeva aici, știi? Bun, bunelul nu-i pe aici. Mi-au frumos trac chiul și dă-i. Vai, 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 hai. O să fie o încercare eșuată, vă zic încă de pe acum, pentru că nu putem ieși așa, dar totuși caracterul din joc încearcă. Încearcă să iese așa, hai să vedem, în 3, 2, 1. Boom. Ok. O ieși jniții, nu știu ce ne facem noi acum. Ah, dacă vine direct pe mine și mă prinde fără să apuc să fac nimic, îi jale. Ah, vine bunelul. Bă, dintr-o parte e bunelul, dintr-o parte e jniții. What? Ce fac, mă, în cazul ăsta? Ok, dau o tură cu bunelul ca să prind doar pe jniții, știi? Asta e ideea. Pam, 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 pam. Pe aici nu pot ieși, dar pot pe aici. Dau o colo și o prind pe jniții în sfârșit. Sper. Ah, n-am gloanțe. Deci îmi va da reclamă. Ia să încerc să dau. Aba, nu, nici nu pot să... What? Da, nu îmi mai dă reclamă, ceea ce înseamnă că nu putem trage cu arma. Deci va trebui să ne descurcăm fără armă. Oare pot să-i dau electroșoc? Bă, da! Ok! Șniții doarme și visează. Ia uite-o, mă, pe șniții. Săracuța. Bun. În sfârșit liniște. Și acum va trebui să luăm noi astea pe rând, să le tot punem acolo. Să sperăm că nu vine bătrânul, că n-avem chef și timp de el. Bun, 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 mai luăm și ăsta. Și avem cheia cu care nu mai știu unde deschidem. Keycop. Bă, și-o revenit. What? Ok, asta e ciudat că și-o revenit. Normal, nu trebuia să-și revină, prieteni. Da, oricum e suficient, e bine. A, aici, bă, înapoi. Da. Și luăm o cheie. Mamă, suntem atât de aproape de a scăpa. N-aveți idee cât de aproape suntem. A, puteam să luăm gloanțe de pe aici. Ok. Bun. Asta ne va trebui nouă la camera principală. Dar pentru a ajunge acolo, iar trebuie să trec pe aici. Am niște emoții, nu vi le pot descrie. Bine că nu poate veni jniții pe la mine pe acolo. Dar să vedem pe unde e bunicul. Ah, ce zici, barbașane? Ok. Nu e asta, e asta la altă. Bun. Ah, bun, bun, bun. Are shotgun-ul? Cred că l-are, da. Va trebui noi să ajungem la pușcărie. Trebuie să văd dacă știu să ajung în zona aia, că nu prea știu. Aici e pușcăria, bun. Pentru că aici la pușcărie mai era încă o din asta. Nu știu câte îmi trebuie în total. Asta e the big problem. Aici sus avem ceva că nu mai știu. Ar fi numai ăsta, care nu cred că are nimic. Ah, bun, acum trebuie să mergem, dar vine bunicul, bineînțeles. Trebuie să vedem cum scăpăm noi de el. Ok. Nu, mă, dar de ce? Mă, dar cum a murit? Refuză, cred. Mă, mai îmi trebuiau doar să pun cearceafurile și scăpam. Doamne, cred că o să apară pe Alex în clipul ăsta încă un fail incredibil. Ah, bun, vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune, prieteni, ne vedem în episodul următor. Da, a fost destul de greu, dar mi-am dat toată silința, sincer, ați văzut. Mai trebuia doar să pun cearceafurile, atât. Like-ul blană, subscribe-ul blană dacă v-a plăcut, ăsta apare pe Alexen și când apare următorul de bunicul măcelar pe Nocivanu, vă promit că voi scăpa. Șpa, șpa!